direct? Da. Ok. Dar și înregistrat. Bună ziua! Interviurile video, Puterea Știrilor, continuă live pe pagina noastră de Facebook, așa cum v-am obișnuit. Alături de mine astăzi în studioul nostru este domnul Codrin Ștefănescu, secretar general al Alianței pentru Patrie. Bună ziua, domnule Codrin Ștefănescu, și vă mulțumesc pentru... Bine te-am regăsit! Un amplu scandal a pornit aseară după ce Naționala României de hockey a cântat imnul Ținutului Secuiesc chiar la meciul cu Ungaria. Ce să vezi, în tribună era, da, de partea Ungariei, în galeria Ungariei, era ministrul român al mediului, domnul Țancoș Barna. Știți ce s-a întâmplat, ați văzut. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta? Știu, toată țara a văzut acest incident. Problema este că în România astfel de incidente se petrec cam câte 30 pe zi. Și am uitat aseară și la reacțiile care au avut din zona politică și în online. În zona politică au fost cam zero. Nimeni n-a observat lucrul ăsta. Iar pe zona online, adică poporul, și-a dus aminte de toate suferințele care le pătimește în fiecare zi, incidentul ăsta fiind așa o picătură în plus față de ce se petrece în fiecare zi. Adică românii ce știu, în momentul de față, că le merge prost, că este rău, că nu mai guvernează nimeni țara, sau cine o guvernează numai la poruncă străină, că astfel de incidente sunt la ordinea zilei, este clar că nu mai suntem stăpâni pe propria noastră națiune și pe nimic. Nu mai suntem stăpâni pe ce înseamnă patronate, nu mai suntem stăpâni pe administrația publică locală, nu mai suntem stăpâni pe ce înseamnă actul de guvernare, nu mai suntem stăpâni în Parlament, nu mai avem stăpânire pe absolut nimic. Toată lumea duce prost și în plus mai avem și astfel de incidente pe care unii și le permit să le facă pentru că lucrurile nu se observă. Ieri, în timp ce era incidentul ăsta, guvernul a lansat o nouă teorie că n-au bani pentru majorarea pensiunii nici anul acesta. Vă dați seama, între cele două știri, românul pe care s-o ia ca principală, printre încă 30 de știri negative în cursul zilei, seara mai vin două, incidentul cu echipa de hockey și declarația celor din guvern că nici anul ăsta nu vor majora pensiile, că n-au pensii. Seara mai vine o întrebare de la voi, de la presă, din mass media, cred că e a șaptea asta oră când întrebați guvernul, unde sunt cei 55 de miliarde de euro împrumutați în numele poporului român și pe ce s-au dus. Toate astea fac un pachet de știri negative. Credeți că românii mai văd una dintre ele deosebit față de celelalte? Nu. Tendința... Dar ar trebui demis ministrul Țancoș Barna după ceea ce s-a întâmplat aseară? Cum vedeți dumneavoastră? Păi, dacă avea un prim-ministru... patriot, să zic așa, adică normal, nu neapărat patriot, ca noi. Prim-ministru normal care ține cu România lui. Ar fi trebuit să fie întrebat, tras la răspundere publică și să iasă cel târziu dimineața la ora 9 în această dimineață cu un comunicat sau cu o de presă oficială, ori ministru, ori primul ministru. S-a întâmplat ceva? Este ora 14:30, avem acest interviu, nu reacționează nimeni. Și atunci tu, ca român, te mai întrebi dacă cineva se mai ocupă de problemele tale. Avem un incident de natura asta. Deci să cântă imnul Secuiesc într-o regiune românească, se duce acolo un ministru din guvernul Ciucă. Care este în galeria Ungariei, da, nu a României. Da, guvernul nu are niciun fel de comentariu, trec orele, trece seara, niciun comentariu, vine dimineața, presa întreabă, niciun comentariu. Între timp s-au mai sunt niște știri negative legate de chestia cu 0,80 de lei pentru motorină pentru producători. Ratele mai anunță cu ratele care au explodat. Roborul a crescut iar cu 0,16% și ziua de astăzi. Deci rata de la 513 lei în plus a ajuns la 564 de lei numai de ieri până astăzi. Așa în plus. Guvernul tace, ce face ora 14:30, nu este nimeni cu niciun fel de declarație. Nici cu Ținutul Secuiesc, nici cu incidentul de la jocul de hockey, nici cu pensiile, nici cu roborul, nici cu impozitul pentru aia, cu nimic. S-a făcut 14:30. A fost România umilită aseară. Dumneavoastră, ca român, vă simțiți umilit după ceea ce s-a întâmplat aseară? Eu, ca român, mă simt umilit în fiecare zi de ceea ce face coaliția de guvernare. În fiecare zi. Deci, incidentul de aseară, de ieri, este o picătură față de, nu știu, hectolitri de umilințe la care sunt supuși în fiecare zi.
Atât de multe umilințe suntem martori în fiecare zi a săptămânii, încât una în plus sau în minus deja trece neobservată, adică este prea mică față de altele. Când vin aceea zi și anunți că nu ai bani de majorarea pensiilor și îți bagi joc de părinții și bunicii noștri, care de 2 ani de zile așteaptă cu facturile astea gigantice, noi venim și facem comunicare publică și le spunem: măi, guvernule, părinții și bunicii noștri n-au bani de medicamente, n-au bani să-și plătească factura la gaze și la energie, n-au bani de mâncare, n-au bani de nimic. Și tu nu vii și comunici absolut nimic. Mai vin un incident de genul ăsta, chiar că nu, credeți-mă, nu se observă. Suntem în haos generalizat. Suntem în haos. Nu știm câți bani am împrumutat, unde s-au dus, pe ce s-au dus. Nu știm cu scandalul, cu izoletele, cu medicamentele, cu vaccinurile, ce s-a întâmplat cu banii. Nimeni nu răspunde absolut la nimic. Nu știm unde sunt banii pentru salarii și pentru pensii. Nu știm unde sunt ajutoarele pentru Horeca promise de acum un an și jumate, care n-au mai venit. Nu știm ce se întâmplă în legislația vis-a-vis de agricultori și de producători români. Nu știm nimic, pentru că nu se comunică absolut nimic. Și mai află poporul român de la voi din presă câte o veste proastă de mulțit cu 30 pe zi. Că probabil că sunt mai multe, dar vă le aflați pe următoarele 30 a doua zi. Și le comasați cu ce alte vești proaste. Și în fiecare zi ne aflăm vești proaste. Pe vremea noastră, și vreau să spun lucrul ăsta, dacă vremea lui Dragnea, a noastră, când conduceam țara, dura un meeting a unui sindicat sau unui patronat mai mult de 30 de minute și nu răspundeam, era un scandal monstruos. Noi în 30 de minute planificam ce mișuri de resurse întâlnesc cu sindicatul sau cu patronatul respectiv, cu ce consilier, cu ministrul de finanțe, cu șefii de la Consiliul Fiscal. Și noi veneam în maxim o oră jumate cu un comunicat mixt vis-a-vis de situația creată și veneam comunicatul către popor. Iată, guvernul prin miniștrii cu tare, sindicatul sau patronatul prin acești reprezentanți au găsit o soluție comună în această problemă. Astăzi sindicatele fac greve de câte 3 luni de zile și nu-i primește nici măcar consilierul șoferului consilierului ministrului. Și voi mă întrebați de ce n-a reacție guvernul la incidentul de ieri? Pentru că nu-i pasă. Pentru că nu-i guvernul României. E guvernul Europei, a Bruxellesului, al stăpânilor lor. Ei sunt niște sclavi, niște slugi. N-au nicio legătură cu România, tot ceea ce fac ei.